Începe, dragii noștri, ultima ediție din 2023 a emisiunii Dimineața pe 2 cu Grig și Cernat. Avem 3 ceasuri în care o să o dăm în mintea copiilor, o să avem invitați, ne face mare plăcere să vă anunțăm încă de pe acum că se va umple studioul. Gașca Zurli vine aici, dar ceva mai târziu. După mai avem și o altă surpriză. 8, da, mai avem o surpriză. Astăzi, după ora 9, vă rog să fiți pe fază, fiindcă facem... Ce facem? Ultimele repetiții pentru... Revelion. Așa, eu credeam că, nu știu, vine Moș Crăciun ceva. Nu, avem repetiție generală pentru Revelion, însemnând că după ora 9 facem, o să avem muzică, o să avem DJ și muzică și o să vă avem pe voi. Da, da. Avem scena de aici, din studioul Radio Impuls România și canal de 2 acolo unde ne și vedem. O să fie foarte, foarte tare. Chiar la 0754222999. După ora 9 o să așteptăm și mesaje și efectiv dedicații de la voi. Facem repetiție generală pentru Revelion, playlistul de Revelion. Facem. Vi-l facem noi în cazul în care îl faceți acasă și nu știți ce muzică să ascultați, dar până atunci suntem Grig și Cernat, avem și o zi internațională astăzi foarte, foarte interesantă. Este... Ai mai găsit ceva tu. Este ziua internațională a matematicii. Frumos să le spunem. La mulți ani tuturor matematicienilor, profesorilor de matematică, profesoarelor de matematică. O zi, într-adevăr, da, frumoasă. Și... una din materiile mele preferate. Mai avem și o zi internațională. Nu prea e... Da, hai să zicem, este pe jumătate românească. Este a cozonacului cu nuci și curmale. Hai, mă, lasă-mă. Am zis și eu la fel, da. Dar e... Cine știe, nu? Când ai mâncat ultima dată cozonac cu nuci, dar și cu curmale? N-am mâncat niciodată. Dar curmale ai mâncat, nu? Curmale am mâncat. Și eu la fel, da. Oricum, salutare matematicienilor, inclusiv colegului meu Cosmin Cernat, care în clasa a 3-a a luat locul 2 la Olimpiada pe clasă. Exact. Nu, pe județ. Înțelegi. Pe județul București. Nu este nicio problemă. Eu la matematică... Hai, mă, răspunsul este da. Răspunsul e da. Bună dimineața și copiilor, o să vedem cine s-a trezit puțin mai târziu și dacă este cu noi. Da, Grig, da. Și Cernat, gata, rămânem aici. Aici nața. Suntem. Dimineața pe doi. Happy Holidays. Vine Crăciunul, dragii mei, toată lumea e cu gândurile la cadouri, la mâncare și așa mai departe, dar ați există și ciudățenii. Vorbit cu moșul? Ați eu? Aranjat Am sau aranjat. Trebuie zilele astea eu să... Da. Eu da. Eu da. N-am da? Ajuns la mall și nici nu mă duc. Nu? Păi ce treabă ai cu mallul? Corect. Astăzi vorbești cu moșul ca să aducă... Păi cum, ce mall? Ce să faci la mall? Nu, dragă, vorbesc să iau lui taică-mea un cadou. Am fost eu ieri la mall și a fost teroare. Teroare, a? Da. De să la nu ora... mă ducă. Păi m-am dus la mall, cred că eram la ora 11 jumate când se deschide mall-ul. Era plin. Înțelegi? Nu știu ce să fac, că m-aș duce deci nu după unde să parchez, am drum da. Pe lângă, pe acolo, pe la Iancului. Nu știu dacă să mă duc. Dar la Iancului nu-i mall, e doar o piață. Mai sus, dragă, un pic. E obor acolo. Ăla-i mall pentru tine. La Iancului fac stânga și ajung la zi, unde e... faci dreapta, da, gata, da, corect. E un mall mare acolo. Stați un pic, hai să ne revenim. Vorbim de Crăciun. Vine Crăciunul, vine Crăciunul, dar avem și ciudate tradiții. Tradiții de Crăciun, de Crăciun în lumea largă. Așa. Ia să auzim. Stai, cu ce să începem? Zi-mi o țară așa mai exotică. Uite una care e pe lângă Laponia, vrei? Da, hai, Norvegia. Laponia e în Finlanda, parcă, în nu? În Finlandia, da. Ok, așa, deci Norvegia. Fiți atenți. În Norvegia. De Crăciun trebuie să-ți ascunzi mătura. Ok. Înainte să mergi la culcare. Care e substratul, să zic așa? Păi zice că, ci că nimic nu strică mai repede Crăciunul decât să-ți găsești mătura în bucăți, ruptă în bucăți la piciorul bradului, distrusă de vreo vrăjitoare. Deci în noaptea de Crăciun în Norvegia e pericol de vrăjitoare. Au și, și ele au cu... Da, au cu mătura, știi? Da. Dacă vine vrăjitoarea cu mătura și se strică, de exemplu, se înfundă jiglerul sau ceva, înțelegi? Așa? Îți ia ție mătura și atunci tu trebuie să-ți ascunzi mătura. Asta e clar. Asta ei e. N-au grinci, au vrăjitoare. Da. Hai mai zi. Următoarea. Vreau să mergem, asta e mișto, cu la Caracas. Caracas este în Venezuela. Venezuela, da.
Și chicken... Și duc greu în Venezuela. E... Da, da, da. Na, asta e. Da. Ce trebuie să faci la Caracas? Să... Fii atent că în săptămâna de dinaintea Crăciunului, locuitorii de acolo din Caracas, nu știu cum se numesc ei, caracaleni, așa, participă zilnic la o slujbă religioasă care se numește Misa de Aguinaldo, adică slujba de dimineață. Ci că se obișnuiește să te deplasezi la slujba religioasă pe patine cu rotile. A, ce tare! Înțelegi? Deci trebuie să spui patinele în picioare. Ci că e atât de răspândită încât multe drumuri din capitală sunt închise până la 8 dimineața ca să le ofere credincioșilor posibilitatea de a se da cu rolele. Mi se pare foarte tare. Băi, deci fii atent aici. Ia, unde mergem? De la Caracas? Dacă te duci în Groenlanda, eu cred că toți copiii plâng de Crăciun. De ce? La modul, eu când eram mic, uram caltaboșul. Mie nu-mi place caltaboșul. Nici acum nu mănânc. Eu nu mănânc. Doamne, este și ceva... Uite, toată lumea aici în studio la noi dă din cap. Da, 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 nicio. Este ceva îngrozitor. Bine, nu zic că nu e bun preparate tradiționale românești, să cumpărăm, să încurajăm. Da, foarte bine, extraordinar. Dar... În Groenlanda, caltaboșul din Groenlanda, haideți să vi-l descriu, vreți? Ați mâncat azi? Ați mâncat, da? Ați mâncat, ok, bine. Fii atent, da. În fiecare Crăciun copiii trebuie să se înfructe din matac, nu știu cum se pronunță. Matac, nu contează. Și anume. Ce e? Descriu. Piele crudă de balenă. Așa. Cu puțină untură. Așa. Da. Și chiviac. Chiviac, chiviac este un fel de sarma. Lebăr. Lebăr. Numai zic. Că este făcut așa. Se prepară învelind un auc. E o pasăre arctică mică. Un fel de vrăbiuță. Așa. În piele de focă. Da. Da. Îngropându-l timp de câteva luni. Așa. Și mâncând carnea care începe să se descompună. Păi fii atent, dar noi dacă mâncăm șorici... Deci fiți atent, nu, stai e puțin. Porc. Porcul e disimpatic. Da, și balena e mai simpatică păi decât da, porcul. Piele crudă de balena. Șoriciul e făcut la paie. E când îl iei, nu-l mănânci, e cumva prăjit, așa, e fiert, e cum e. Da, tu nu mănânci biftec tartar? Nu. Nu. Nici eu, da. Nu, și e altceva, deci stai. Uite, puțin. Am mâncat, măi, fii atent, am mâncat deci am mâncat un tartar de ton senzațional. Lasă-mă cu tartarul de ton, fii atent. Deci tu ai aici o pasăre mică, o vrăbiuță, pe care o învelește în piele de focă și o lași câteva luni până începe să se descompună. Da, da, se gătește sau nu? Păi nu se gătește, n-auzi? Păi nu m-am înțeles că matacul, hai mă, nu cred, da. Păi uite, așa scrie aici, în Groenlanda, o cină de Crăciun pe care nu o vei uita niciodată. Deci, niciodată nu mai duc în Groenlanda. Adică mă duc, dar nu de Crăciun. Auzi și sincer, de ce te-ai duce în Groenlanda? La ce friguri sunt acolo? Habar da. Pe bune. Din greșeală. Da, din greșeală, da. Înțelegi? Când am găsit, știi cum este când de Crăciun îți vin ofertele de la companiile aeriene, zboară cu reducere de 90% și ai bilet în unde nu se duce nimeni. Și zici, bine, mai să mă duc și eu să văd cum e. Venim iarăși cu niște tradiții ciudate de Crăciun, fiindcă mai avem niște țări. Avem Guatemala, de exemplu. Guatemala, dar... tare. Nici nu știu unde e pe hartă. Da, las că o găsim. Da, e pe pământ, da. Da, cât caută, cât cântă muzica, noi găsim. Cele mai dubioase tradiții de Crăciun, că tot ne apropiem de Crăciun, vi le zicem acum. De fapt, sunt câteva și sunt câteva țări. Le aflăm în câteva minute. Revenim. Happy Holidays. Tradiții stranii de Crăciun, tradiții ciudate. Am fost în Groenlanda cu matacul și pielea crudă de balenă cu puțină untură care se mănâncă. Am fost în Venezuela, la Caracas și în Norvegia. Și acum mergem... Da, la Caracas trebuie să mergi pe role până la biserică. Asta mi se pare foarte tare. Tradiții ciudate de Crăciun în lumea largă, cele mai ciudate pe care am putut noi să le găsim. Zic cu Guatemala. În Guatemala eu se nu mă întâmplă așa. În Înțelegi? Localnicii cred acolo că diavolul și alte spirite rele trăiesc în colțurile întunecate și murdare ale casei. Ce se întâmplă? În săptămâna premergătoare Crăciunului, ei mătură, adună gunoiul și apoi creează o grămadă uriașă afară. Da? Și apoi totul e ars, totul e incendiat. Se numește La Chema del Diablo, arderea diavolului. Ideea pentru cei din Guatemala e să ardă tot ce e rău din anul precedent și practic să renască din propria cenușă, să înceapă un an nou din cenușă. Repet, habar n-aveam despre așa ceva, că se petrece tocmai în Guatemala. Mergem în Ucraina, aici aproape.
În Ucraina există o tradiție pe lângă ghirlande, luminițe și globulețe, pânză de păianjen, în care de Halloween. Serios? Da, vorbesc serios. E de la o legendă în care spune că o bătrână foarte săracă nu avea bani să-și împodobească bradul și peste noapte un păianjen a împodobit bradul cu pânză, o pânză foarte frumoasă și în felul ăsta a avut bradul împodobit. Și că aduce noroc. E o combinație așa de Crăciun cu Halloween. Am înțeles. Știi că de Halloween eu decorez casa cu pânză de aia de păianjen? Serios? Da, și vreau să zic că de-abia o dai jos. Eu abia o decorez de Crăciun. Și ajungem și în Italia. Asta tot ție trebuie să-ți lasă. Deci acolo e cu la Befana. Da, măi, deci în Italia, fii atent, Moș Crăciun are ajutor o vrăjitoare bătrână. Bătrân. Da, bună. Da, o fi și vrăjitoare tinere. Nu știu. Mai sunt. Vrăjitoare mică. Zic cu la Befana. Păi este la Befana care livrează, e o vrăjitoare bătrână care livrează cadouri copiilor din Italia. Bine, la Befana se sărbătorește de bobotează la noi pe 6. Am înțeles. Este precunoscut așa, chiar și de biserică. Știi, chiar dacă este o vrăjitoare, povestea zice că cei trei magi care l-au vizitat pe Iisus au invitat-o pe vrăjitoare să îi însoțească, să vadă și ea pe pruncul Iisus. Da, adică este cum ar veni. Vine. Sunt trei magi și o vrăjitoare. Da, nu știu cum s-a ajuns. Și-a băgat ea coada de mătură în povestea asta. Dar astea au fost tradițiile ciudate din străinătate. Poate avem și noi tradițiile noastre în funcție de zonă. Nu mai știu dacă de Crăciun se stropesc fetele cu parfum. Vezi că și rimează într-o zonă, parcă prin Maramureș, prin zona Maramureș, aia, la Stropit. Dar nu mai știu dacă este de Crăciun sau nu. Vă rog să mă corectați dacă la Stropit nu trebuie greșesc. Să-ți placă de cel pe care, sau nu mai știu cum e, se creează ceva în sensul ăsta. E o tradiție. Da, da, am prins odată pe la Sighetul Marmației pe acolo cu Stropitul, dar eu eram, mă rog, mă uitam la alte licori, nu la parfum. Da, erai Stropit cu altceva care tot miroase. Evident, miroase, bine. Da, miroase bine. Hai să vorbim despre copii și cu copiii. Suntem foarte curioși dacă în dimineața asta avem copii alături de noi. Este un pariu pe care l-am pus mai devreme. Măcar un om avea. La 0754222999 eu am pus pariu cu Cosmin, a zis copiii azi nu se duc la școală, să vezi. Fiate, că stau acasă, Cosmin. Nu, sunt cu noi. Sunt cu noi, dar fii atent, dacă nu, îi sunăm pe ai noștri. Îi sunăm pe ai noștri, avem patru bucăți în total, deja avem patru telefoane. Bine, ne întoarcem și în mintea copiilor să vedem cine este tras la ora asta. Puteți deja să ne spuneți bună dimineața la 0754222999, să ne spuneți bună dimineața, m-am trezit. Revenim cu voi. Hai, stați cu noi. Dimineața Bătoi. This is Mintea Copiilor. Cric și Cernat o dau în Mintea Copiilor. E, nici chiar. Hai, bună dimineața, dragi copii. Vă spunem, bine ați venit, bine ați revenit. Noi am pus un pariu că sunt sau că nu sunt. Și copiii în dimineața asta alături de noi, dăm în mintea copiilor. Să știi că pe grupul de părinți și de școală al EMEI, care între timp a plecat de ieri în vacanță, EMA gata, a plecat. Foarte bine. Dar ce nu a plecat, a plecat. Ia să o sunăm să vedem ce face. Așa doarme acum. Fii atent. Am câștigat pariu, să le deja, spunem copiilor deja. Da, dar n-a fost un pariu, a fost. Eu cred că în dimineața asta copiii dorm, Cosmin. Nu, se duc la școală, sunt trei, sunt ok. Pe grupul EMEI de părinți, pe care sunt și eu și de școală, deja se vorbește. Astăzi nu uitați să aduceți manualul de nu știu ce și de nu știu normal cum. Astăzi Andreea nu vine la școală că e răcită. Astăzi și eram gen, se mai vină la școală? Nu. Hai să vedem și să aflăm deocamdată, spunem... Bună dimineața, da. Hai să vedem. Bună, Radimpu, sunt Anastasia din Timișoara și eu spre școală. Te duci, bravo. Opa. Vă doresc un Crăciun minunat și să ne vedem sănătoși la anul. Pa, ce? Pa, iubita, pa, pa. Te pupăm, pupici cu sclipici, mai Crăciun ales fericit. Că, atenție, după ora 8 vine Gașca Zurli. Dragi copii, după ora 8 nu știu cum faceți. Da, v-am zis, avem Gașca Zurli. Plecați de la școală. Da, pentru voi, dacă nu, hai, fie și pentru părinți. Bună dimineața. Bună ziua, băieți, sunt Alex. Da. Ia. Zi. M-a trezit să mă duc la glădii. Excelent. Hai să mai spun... la glădii. Hai să mai spunem o dată bună dimineața, după care avem și o mică întrebare pentru voi copii, că suntem foarte curioși. Bună dimineața. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu
Eu m-am trezit, acum sunt în drum spre școală și sunt cu voi. Foarte bine. Te pupăm, salut. Foarte bine că ești cu noi. Foarte Cosmin, bine. Hai să punem întrebarea clasică care e pe buzele tuturor. Mă refer a părinților, da, în perioada asta. Să le adresăm copiilor. Dar sunt curios dacă este și pe buzele copiilor sau în mintea lor. Și în mintea lor e sigur. Întrebarea pe care noi ne-o adresăm cel puțin de o săptămână încoace, de fiecare dată când ne vedem, fiindcă n-avem nicio idee, este ce faci de Revelion? Ce faci de Revelion? Doamne, am o poveste cu soția, cu nevastă mea. Am și o poveste cu Vanghelionul. Dar cred că am zis-o, n-am zis-o. O să o zic. Vanghelionul la care prezentai tu acum foarte mulți ani. Da. Deci întrebarea pentru copii este simplă. Ce faceți de Revelion? Fiindcă noi după ora 9 facem o super repetiție de Revelion, avem DJ invitat. Da. Și după ora 9 la Radio Impuls, dar și pe canal de 2, avem playlist-ul de Revelion. Ăla clasic, da? Atmosfera de Revelion la radio. E cu vals? Nu e cu vals. Ce ai făcut cu vals? Ce tu unde faci mai Revelion? Am fost în Austria la Klagenfurt. Foarte frumos. Lasă-mă, am fost în Guatemala la malul lacului Wörthersee. O splendoare, da. Mă, și la miezul nopții au numărat aia fünf, vier, drei, zwei, eins. Și mă, a început vals și toată lumea dansa în piață. A, ce tare. Frumos. Da, drăguț. Cu șampanii, cu asta. La noi se face hora. La noi e hora și zi. Bine, hai, fiți atenți. Deci facem următoarea chestie, următoarea convenție, dragi copii. Ne încercăm în continuare norocul să vedem cine este treaz la ora asta și dacă se duce la școală. Deci chiar suntem curioși. E mă că se duc, gata, am câștigat, s-au dus, ne-au dat mesaj. Stai un pic că nu s-a terminat, să ne dea mesaj cei care nu se duc și care dorm. Da. N-au cum că dorm, îți dai seama. Ție, și evident avem întrebarea clasică pe care o adresăm părinților. De fapt, ne punem noi părinții între noi. Ce faci de Revelion? Știți ce faceți de Revelion, copilași? Unde mergeți și care este treaba? Începem să zicem așa, încet, încet și bună dimineața. Ți-am zis, vezi că copiii dorm la ora asta. Lasă că atent, am un mesaj. Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Dragoș din Cluj și eu mă duc de Revelion să mă distrez cu bunicii. Pa, pa! Ce drăguț! Și părinții cred că se duc la un Revelion de oameni mari, nu? Da, uite, e Casandra din București, care nu e copil, zice că se duce pe plajă, la Vama Veche. Și ne urează un an nou fericit și sănătos, că pleacă de acasă copilul. Fetița e plecată în străinătate. Am înțeles, la Vama Veche pe plajă, chiar interesant. Bună dimineața! Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Vlad din București. Așa. Și eu, de Revelion, merg la Constanța să petrec cu prietenele mele, pupici cu stripici, ori la capeluță. Cu prietenele mele, da. Mamă, și am cazare la 5 stele, cu toate prietenele. Am făcut și eu un, să zic, datorită copiilor noștri, am făcut și eu un Revelion cu soția acasă. Da, pentru că i-am zis, mergem, mă, tatificii, facem cu tare, bine mă, mergem. Da. La ora 22:15. Minute, dormeau toți trei. Lem, tănase. Eu am făcut un revelion acasă. Am rămas acasă, ce să văd? Fiindcă Emma a luat un enterovirus, enterocolită. Da. Și ne pregătisem noi de revelion, ținute alea, acasă. Cu febră și nu mai zic cu ce. Că era de la entero. Da, da. Să trecem peste, da? Hai. N-am bine rămas traumatizat, nu deloc, evident. Mergem la 0754-222-999. Vedem cine este treaz la ora asta. Deci copii, vreau să vedem dacă sunteți treși. Dacă vreunul dintre voi merge la școală, merge la grădiniță. Și evident și întrebarea clasică pe care ne adresăm noi adulții în perioada asta este: ce faci de Revelion? Revenim! Dimineața pe doi. Happy Holidays! Da, neața bună! Neața. Astăzi este 22 ale lui decembrie. Și apropo, astăzi, în seara asta, am trimis niște oameni. Unde? La Crăciun Vienez, la sala Palatului, de la ora 20. 20, da. Mereu mă oftic eu așa, că nu sunt și eu ascultător Radio Impuls și doar fac emisiuni. Să câștig și eu o mașină. Facem așa și o retrospectivă. Nu uita că pe 8 decembrie am dat o mașină. Exact. O mașină nou-nouță unui cuplu extraordinar de la Constanța, de fapt, Gigea mai... Mm-hmm.
precis, au fost alături tare de drăguț, noi. Tare drăguț, da, au avut super noroc. Să nu uităm că am dat și espresoare în fiecare dimineață, să fie dimineața mai cu viață și mai cu chef, cum ne este și nou. Uite, avem cănile de cafea pe masă. Le avem, da. Dar am stat de vorbă cu copiii de 8 luni de zile de când tot facem aproape matinal. Aproape zi de zi, mai puțin vacanță. Aproape zi de zi. Una dintre cele mai frumoase, da, cele mai frumoase rubrici ever, când Gris și Cernat o dau în mintea copiilor și vreau să le mulțumesc chiar dacă la ora asta dorm. Și au tot dreptul. Este vineri. Mai avem copii care merg la școală, la grădiniță, ți-am zis, la mine, la noi la școală, ca și cum eu merg la școală, se face în continuare școală. Și practic este ultima zi din anul ăsta pentru noi aici pe post. Vreau să încep să salut și adulții care au început să ne scrie despre Revelion ca să... De fapt, să ne scrie, să ne dea mesaje la 0754222999. Dacă avem și vreun copilaș treaz, eu am pus pariu, i-a zis lui Cosmin: măi, vezi că dorm copii el. Nu, sunt trei, sunt peste tot, dar nicio problemă. Avem și adulții care intră în jocul nostru. Cu ce faci de Revelion? Zic bună dimineața. Dimineața, eu de Revelion dorm. O să mă duc la părinții mei în Ploiești. După 20 de ani n-am făcut sărbătorile în Ploiești. De 20 de ani. Și tare. Nici Paște, nici Crăciun, nici Revelion. Acum a venit rândul nostru să ne ia. Hai, du-te la părinți. Da, o să vă spun și cele mai ciudate, dacă v-am zis mai devreme despre cele mai dubioase tradiții de Crăciun. Hai că n-au fost chiar atât de dubioase, știi? Nu. Măi, de Revelion. Deci de Revelion a nebunit planeta. Și eu am rămas... Adică de Revelion a nebunit planeta. Sunt niște tradiții de Revelion de n-o să-ți vină să crezi. Îmi place aia din Danemarca. Facem un teasing. În Danemarca era, da? Da. Fii atent, facem un teasing. În Danemarca... Stai un pic că trebuie să derulez. Era cu... Așa, în Danemarca. Da, fă un teasing. De anul nou... În Danemarca, zici că ești în Grecia. Oamenii obișnuiesc să spargă. Vă zicem imediat. Să spargă imediat. Da, imediat. Neața. Neața. Dimineața pe noi. Happy holidays.